Au trecut 40 de zile de când mănăstirea Negru-Vodă din municipiul Câmpul Lung a rămas fără cel care a condus obștea monahală peste 15 ani, părintele stareț Serafim Caia. Sâmbătă, un important sobor de preoți și diaconi alături de arhiepiscopul Argeșului și mușcerului a săvârșit slujba parastasului. Să ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu, Serafim protosinghelul cutoneamului cel adormit, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. La finalul slujbei Sfintei Liturghii, ierarhul argeșean a făcut o scurtă tâlcuire a Evangheliei din această duminică, amintind celor prezenți mesajul lui Hristos, care ne îndeamnă să îndrăznim în această viață, indiferent cât de mari sunt greutățile pe care le avem. Ce bucurie că este Dumnezeu! Ce bucurie că este Iisus care ne îndeamnă, ne binecuvintează și ne spune să îndrăznim! Acesta este mesajul și chemarea lui Iisus și îndemnul lui. Îndrăznește, fiule, și la Hristos întreaga zidire este fiule și fiică. Așa încât nu avem motive să ne înfricoșăm, să îndrăznim împotriva greutăților, a răutăților. Toate vor trece. Mâine nu o să ne mai amintim. Mâine înseamnă un pic mai încolo. Nu o să ne mai amintim noi de azi. De greutățile, de bolile care sunt, de toate suferințele și celelalte. Toate vor trece. Că Dumnezeu este Cel care veghează. Am speranța și dumneavoastră o aveți și credința că Iisus Hristos veghează și ne îndeamnă și pe noi să îndrăznim, să ne salvăm sufletele noastre de la deznădejde. Părintele protosinghel Serafim Caia a încetat din viață pe 9 iunie, la vârsta de 43 de ani, fiind condus pe ultimul drum pe 13 iunie de un număr important de preoți și credincioși. Viața sa a fost strâns legată de activitatea desfășurată la Câmpul Lung, timp de 17 ani, fiind stareț al mănăstirii Negru-Vodă.